Stimați telespectatori, este anul 2024 și deși statul încearcă într-una să ne pună bețe în roate și anume să scumpească uleiul, să-l facă mai greu accesibil, bă, să știți că bărbații adevărați, indiferent de cât e de scump uleiul, tot o să-și cumpere să se dea cu ulei, bă. Asta înseamnă să fii bărbat adevărat. Bine ați venit în prima zi din lună, ziua păcălelilor, poznașe! Ia uitați, și camera face pozne astăzi. Fut-o Stalin în cameră, nu anumă ăsta. Bă, bă, păcăleală din 1 aprilie. Mi-au zis că, a, uite, gata. Treziți-vă că este prima zi a lunii. 28 de zile de pierdut vremea din nou, desigur. Serios, toc oameni buni, ce farse poznașe ați făcut astăzi, mă? Ați făcut farse poznașe. Ați făcut? 1 aprilie fericit, domnul Zoli. 1 aprilie fericit și ție, domnul comisar Moldovan. Mă, eu să știți că eu n-am făcut nicio farsă din cauza că mi-a făcut Bianca destule astăzi. No, deci m-a umilit în ultimul hal. Deci niciodată n-am fost un prinț al farselor ca cei cu Andraș, dar bă, anul ăsta chiar mi-am luat-o păstă cocoșă rău de tot. Deci chiar mi-am luat-o păstă cocoșă rău de tot. Am lăsat garda jos, mă, am lăsat garda jos. Asta e, trecem de la ulei de bărbat la ulei de floarea soarelui. La mulți ani de ziua. Bă, ce vreau să vă întreb, chat? Bine, oricum o să fac chestia asta, numai știți cum e. Cred că eu personal vă place așa, dacă vă cer părerea legată de unele chestii, nu? Măcar așa numai din complezență, nu neapărat că m-ar interesa opinia voastră. Ținând cont că e luna păcălelilor, cum ar fi să facem un tier list de cu cele mai farse, mă, din YouTube România, mă. Dar zic, nu pe live, să facem treaba asta, să fac un video. Ar merge? Eu personal zic că ar merge. Ar fi destul de... Știți de ce? Că mi-a trimis cineva așa un off-topic și de acolo mi s-a trezit mie, nu știu, mi s-a activat neuronul. Cumva a fost o chestie pe care am văzut-o back in the day și mi-a rămas așa într-un colț din ăla al creierului și când mi-a trimis-o cineva pe canalul de Discord clipuri de căcat, da, e farsa asta lui Bogdan Hriscu, care e fratele lui Florentin Hriscu, cu am băut spirit prank. Nici n-am de gând să mă uit la video, nici n-am de gând să mă uit. Nici n-am de gând să mă uit, blood. A, ești live, ți-am scris pe Insta fix acum, never mai răspuns tu când poți, hai să-mi ce ai scris. Zopiche, ce faci? Băi, eu fac foarte bine, domnul Borșa Cristi. Fac foarte, foarte bine, domnul SNC. No, că ți-am dat și leak la nume, bă, ce prostă să-mi bat pula. Scuze, sper să nu fie repercusiuni. Oricum știe toată lumea cum te cheamă, cred. Nu cred. Man. Păcleală de 1 aprilie ți-am dat. Ți-am dat dox. Mulțumesc SNC pentru 2 euro. Te fuți. Ioi, pulă. Nu, aoleu. Bă, mi-e rușine. Efectiv mi-e rușine, mă. Eu v-am zis că toată sunt prea comod pe live-uri și nu mai țin cont de chestii din astea. Ți-am dat link la IP prank. De-o pune și Marian, mă, piși pe... Marian! Ai, de capul meu, e un nume de nu l-am mai auzit de secole, bă. Mersi de 2 euro, bă, SNC. Te fuți? Numai dacă prețul e corect. Serios, domnul Snow. Mă, eu sper că v-a plăcut clipul cu sorze, cu săbi și sandale 3, pe care l-am pus ieri seară. Astăzi o să continuăm saga Cabralului în Săbi și Sandale 3. Deci m-am trezit cu niște comments la video. Chiar am dat de niște experți acolo care și-au spus niște chestii. Eu nu știam că atunci când decizi dacă... Deci când bați un gladiator, dacă decizi să-l omori sau să-l lași să trăiască, îți crește o bară din aia, devii evil sau devii bun. Și cică... Mi-a zis că să am grijă cum îmi fac ăla, că după aia, dacă mă fac evil, mi se blochează skill tree-ul de măciuci, mă. Și nu o să mai pot să folosesc măciuci.
Iară mă s-o futut camera, mă. Bă, eu nu știu ce Dumnezeu are. Cred că e de-aseară, de când am dus-o în pădure cu Red și cu Ganso. Doamne și ferește, de la radiațiile alea din Hoia Baciu s-o bolunzit camera. Să știi, chiar cred că m-o blestemat, mă. Chiar cred că am fost blestemat. Tă face pozne. Nu! Nu-mi da leak la adresă! Cred că dau si eu leak la o adresă. Nu-mi da leak la adresă, te rog frumos! Te rog, nu-mi da leak la adresă! Te rog, nu da leak! E singurul apartament în care am stat liniștit ani de zile. Te rog, nu-mi da leak la adresă, SNC. Te rog, SNC, nu-mi da leak la adresă. Îmi pare rău. Nu-mi da leak, te rog. Nu vreau să-mi fie scosă iară, să-mi fie iară scosă tasta de la interfon. Da, bă. Jokes on you, domnul SNC. Nu o să vrea nimeni să vină la mine, știi de ce? Pentru că nu mai sunt relevant. N-ai ce face tu cu adresa aia. N-ai ce face tu cu adresa aia, țeapă, fraiere. Țeapă, fraiere. Mersi de 2 euro. O vrei tu? Bă, n-am destulă supă de tăiței pentru toată lumea. Mai lăsați-mă în pace. Doamne zeul calculatoarelor, te rog frumos, sper că mi-ai salvat progresul pe jocul ăsta beșit. Hai să-i dăm load, aia zic. Cabral 2, level 3. Mergi Warrior, că e mult mai greu jocul dacă joci Warrior. Normal. Păi, auzi. Viața e grea. Așa că n-am de gând să-mi o îndulcesc într-un joc, nu? Aici mai mult mă joc pentru divertismentul dumneavoastră, nu neapărat pentru divertismentul meu. Aia trebuie să înțelegeți. Eu sunt Tureta din Age of War. Care, mă? Ăla de găina aia de trage cu ouă? N-ază că nu-i bai. Cum e vremea? Băi, cam neagră și cu păr. Nimic special. Noi să intrăm. Delete Gladiator. La 500 de euro, Delete Gladiator. Delete Gladiator. Pădurea Horia Brenciu. Capitolul 1. Fricos. Nu mai vreau să fiu fricos. Aventura ta începe în înaltul turn care se uită peste Gladie Ultratus. Bă, trece prea repede textul. N-apuc să citesc. Mă, omule, jocul ăsta mă autosabotează într-una. Eu vreau să stau acolo să citesc, ca lumea mea are textul prea repede, mă. BOMV, Tizeș. Căsurăm sepem, căsurăm sepem pentru Tizlei. Eges, eget. Ce face băieții? Ce să facă băieții? Băieții, nătăfleții, se dau cu ulei și vorbesc despre aventuri. Hai să mai facem level ăsta, trebuie să fac level 4. Trebuie să-i fac level 4 lui Cabral ca să pot să mă bag, să mă bat cu Wolfington. Pulă, cum arată, mă, ce freză are. Nu știu dacă are o tumoră care crește din cap sau zici că e... Ăsta-i omul Fanta de struguri, pulă. Omul Fanta de struguri, let's go. Wolfington as a child used to go around beating up skullduggery. Ce pula mea e un skullduggery? Sper că nu-i ceva racist. Neutral Goatman Tank. Știți cum stă treaba deja? Un pas în față. Aha, ești prost ca dracu. Charge! Ciocan în pulă, știi ceva? Eu mă simt foarte încrezător că o să nimeresc 52% ciocan în capul ăsta.
Lasă că până îmi dai tu cu parul. Nu, nu. Quick attack. Quick attack. O da dodge, pula. Bă, nu-mi zic că mă bate căcatul ăsta. Mă, chiar m-a bătut. M-a bătut omul strugure. Cum am bătut omul strugure, mă? Your score for this session, 0. Minus 600. Gâtul mătii. No. Bătut de omul strugure. Acum, cum pot să mai dau ochii cu ai mei, mă, vreodată, chat? Cum pot să dau ochii cu ai mei că m-a bătut omul strugure? No, și acum trebuie să mă duc... Ioi, da buf cel neîndemânatic. Uvu. Uvu, I'm so clumsy. Uvu, mă bustez pe valo. Hai să-ți arăt. Bă, ăsta are pistol, mă. Ăsta are pistol cu laser. Ăsta clar joacă Valorant. De ce te-ai ești prost? De ce te-ai apropiat dacă ai pistol? De la distanța asta nu mă pălești. Bă, ce jucător bun de valo ești, să-mi bat pula în capul tău. Ei, un damage. Cruțăm? Cruțăm jucătorul, da, cruțăm. Ca să râdem de el mai încolo. Lasă, nu-i nicio problemă. Deja viața ți-e proastă că te joci Valorant. Cabral cel... cel tolerant. Mamă, ce lovește beat-ul ăsta. Gladiator, gladiator. Gladiator, gladiator, gladiator. Gladiator. Vitalitate 4. Ca să rup cu măta patu. Abacus, Boogeyman. H24X, mersi frumos de un euro, succes la gameplay, Zoli, eu te am pe background și învăț pentru examen de mâine la calcul algebric. Nu mai bine vrei să-mi calculezi, nu mai bine vrei să-mi calculezi densitatea spermei? Măcar e ceva util în viață. Calcul algebric. Ia calculează tu cât face 2 plus 2 într-un univers în care mecanicile quantum electronice există. Eu zic să-l batem pe ăsta de level 1, îi dăm bully. Vrea fostă ta. Sper că ție, că eu... eu nu doresc, mulțumesc. Ia uite, bă, Craioveanu, mă uit la el, bă. Fai, ce papuce opiu, mea, ce papuce opiu mare. Credeți chiar plăcea lui Red asemenea păpuce? Eu zic că da. Nu, am murat cu cuțetul. 54% șanse să-l pălesc cu power attack-ul. Normal că nu l-am pălit. Oi, 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 stai că dă ăsta, 101 șansă. Cum, pula mea? 101% șansă să-l pălesc. Hai, fitboss om, o faia de-at gheații. Da, bă, hai să faci și tu level 2. Bă, unde pot să-mi văd stats-ul, chat? Unde pot să-mi văd stats-ul? View character. No, ia ce aici, inventar, nu mă interesează, asta e magie. School of Survival. Just as așa cum David l-a bătut pe Goliat în cea mai mare bătălie de Swords and Sandals care a existat vreodată. Real. Asta e Biblia lor, mă. Te ajută să poți să te ferești de atacurile oponenților. Nu poți să fii rărit dacă nu poți să fii lovit. Aha, deci ăsta să înțeleg că e tank. Ăsta e tank skill-ul. Robust constitution. No, bun, hai să vedem un pic cam care e treaba. Ia, pot să mai impun puncte pe măciucă? Ăsta... X-Mastery. Bă, da, stai un pic, eu nu înțeleg. Mace, nu știu ce, dar văd că nu-mi scrie nimic legat de cât de evil is și cum îmi influențează mie, vezi, doamne, deciziile pe care le iau ca să-mi pun aici skill-uri. School of Warfare. Îs neutral. Ok.
Băi, sunt foarte, foarte multe chestii aici. Spellbook, nu-mi trebuie. Modifiers. Pot să modific penny size-ul. Bă, cât tot aud cioara aia din sounduri, mi-amintește de Epic Meal Time. Mamă, ce tare era ăla. Ce tare erau suedezii aia borâți. A, nu, stai, mă, nu. Epic Meal Time e ălalalt. Mai era un canal de suedezi, dar erau și mai epici. No, hai să-l batem cu fratele nostru, Vitreg, care este Bau Bau Neutru. Abacus a scris o novelă despre oameni subțiri. Intri Matrix, dacă te rog. Roar! Bă, low-key, așa-mi place cum gem bărbații ăștia, nu știu de ce. Aoleu, aoleu, te rog frumos! Nu mai cânta rock and roll! Ah! Urechile mele! Manele! Pune manele! Rocker jegos ce ești! Mori, rockere! Asta va fi ultima ta dată când vei mai cânta căcaturi în arenă. Uite, sunt rău. Și acum o să ne batem cu Kajar. Disagreeable Minotaur rău care lucrează la o aplicație de comanda mâncare. No, Kajar este un student dedicat al maimuțelor. Eu n-am de gând să comentez așa ceva, deja e prea de tot. Facem level 4 și ne batem cu pula lău ăla. Uite ce hatchet are, zici că e ăla de la teleshopping. Up! Aaaa! 49%, nici nu încerc. Cred că ne bate Kajar ăsta. Kajar ne cuțitează pulă cât armură are, mâncați aș. 74 armură, o să mizăm doar pe faptul să jateze loviturile pentru că e foarte ocoș. Nu mă gândeam că muzica așa de tare slaps, ba da. Așa, măciucă păstă ceapă, măciucă în ochi, așa. Acum ne îmbrățișăm și ne pupăm un pic. Dă-mă un pupe. Bum, măciucă în creștetul capului. Măciucă iar în creștetul capului. Extra damage! Futu-s gura mătii Kajar. Futu-s gura mătii Kajar. Futu-s gura mătii. Ambelito. Level 4, 2000 gold. Hai să mergem la zâna. De-astea am. Mă, dar nu pot să iau ceva din metal, mă. Ceva metal, mă. Ceva de se poate purta la level 4. Ia uite. Pantaloni din blană de mistreț. Și puteți să-mi iau niște cizme de-astea opium din blană de mistreț. Vă că-s de două tipuri pantalonii. Nu știu, voi ce ziceți? Mă, Rip Cabral, chiar că. Mai bine rămâia Cabral la Pro TV. Kajar cuțitar profesional. Bă, eu știi ceva, m-am convins că cred că lucră la șaormerie Kajar. Ia uite. Mamă, ce buni ar fi ăștia, mă. Ia uitați cum arată, mă, foarte militari, mă. Eu zic să luăm umerii ăștia de cheale, mă. Cât e de headcount-ul? Cred că am murit de vreo 3 ori până acum. Hai să facem level 5 mai bine, că cred că o să-mi fac rost de bani. Uite, ne bate cu Lionel Messi! Ne bate cu Lionel Messi! Lionel este dependent de ceai și pui de prăjită, bă. Lionel Messi în joc e britanic, mă. Fă-ți build de asasin, nu. Îmi fac build de jucător la păcănele. Bum. Așa, Lionele. Hai că-ți arăt eu cum stă treaba. Power attack în gură. Așa. Aveți emoji? Care din ele?
Care din ele? Muie Messi! Bă, cu câtă ură o dat, mă! Mă, cu câtă ură o dat, mă! Mă, cu câtă ură o dat, nebunul! Ne batem cu HS omul câne, care este terorizat de scallywags. Și pula mea, știu că avea ceva legătură cu pirații, dar... Să-mi bat picioarele dacă știu. Mai încearcă! Mai încearcă! Mai încearcă! Mai încearcă, pule! Iui, critical hit! Numai power attack-uri. Jos cu HS! Jos! Asta cred că-i Totome dau lui Cabral. Despicarea penisală, mă. Despicarea penisală. Fargal Tank, jumătate elf. Este un evenly matched fight. Ia, am făcut rost de bani. 2507... Aia, dar n-am făcut încă level. Trebuie level 5 în orice caz. Ăsta s-ar putea să ne bată. Are și armă ca lumea și are și armură mai șmecheră, dar o să vedem. Da, s-ar putea să ne taie fargle. A, ne-o ratat. Perfect. Perfect. Ratarea unuia, lovitura altuia. Ce faci, mă, pulă? Gata, gata, nu ne mai poate bate. Așa, de la genunchi, de la genunchi. Rupe rotula, Cabral. Bum! Nemilos. Fără milă. Zoli, mai faci anunțuri de LOL X? Probabil. La nu cred. Clipurile de gen îmi place să le fac o dată pe an. Bă, dar voiam să fie mai lung jingle-ul ăsta, mă, că-mi plăcea. Hai să cumpărăm umerii ăia, bă! Hai să-i cumpărăm, mă, unde este? Level 5, uite, Leather Shoulder Guards. Avem 2878, nici nu trebuie să-mi iau altă măciucă. Dacă faci 800k pe canalul mare, faci un video cât e oiled up, nici nu trebuie să fac 800k. Dacă vrei să fac mâine. Glumesc. Sau? Poate numai vă treziți că pun așa un video și nu o să zic nimic. Ia uite așa bine arată. Ui, zici că e military, mă. Zici că e... Serios, bă, Cabral, oco. Ui. Bă, am avut noroc cu tine, să știi. Că te-am prins că ai făcut live-urile alea cu Swords and Sandals 3. Că mi-am adus aminte că există jocul ăsta. Nu știu cum am uitat de el. Dar varianta asta finală de Oscoso mi se pare cea mai bună. Înainte, nu știu, aia de browser era destul de shit. Ce ziceți, bă? Ne ducem, îi dăm challenge la Arena Champion. Îi dăm challenge la Arena Champion, chat. Vrei să-ți aduc niște ulei de palmier după muncă să fie oiled up până la max? Mă, mi să nu iau o combustie din aia spontană și să ard. Hai să ne batem, Serious Monster, românule. Hai să-i dăm la muie, mă. Hai să-i dăm la muie la prizonierul fricos, mă. Prizonierul fricos, ia uite, cu următorii Bobby Billy Johnson.
na 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 na. Hai aici să te ciomăgesc. S-ar putea să veni cu la. Răjimea-i pula. Uf, uf. Încă două hituri. Încă unul. Nu! Nu! Mamă, ce ghinion am avut. Mamă, ce ghinion am avut. Futu-ți RNG-ul, mătii, de joc infect. Mă, ce ghinion am avut. Incredibil așa ceva, mă. Nu se poate, mă. Nu se poate, mă, ce ghinion am avut, mă. N-a fost power attack, a fost charge-ul, că eram prea departe. Eram prea departe, o trebuie neapărat să-i dau charge. Și pe ăsta, Costa, pot să mă bat de câte ori vreau? Costa, pot să mă bat de câte ori vreau? Câte vieți am? Că pe doi știu că aveai vieți. Și nu puteai să... Nu puteai să te, nu puteai să te bați chiar cum voiai. Băi, eu zic să perseverăm, mă. Mă omor degeaba, nu. Du-te în pula mea, moșule! Ți-o sunat ceasul de data asta. Tu o să mor, eu o să trăiesc pentru că e un joc. Du-te, mânca mea-i pula să-mi o mânci. Mis, mis fata de la țară. Mis, băga mea-și pula mânta. Ar trebui să-mi iau o... Armă mai șmecheră. Îl bat, îl bat, îl bat, îl bat. Îl batem, îl batem, îl batem. Ieșim din arenă. Ieșim din arenă cu lovitura asta. Tu te morți, mătii, să te duci, moșule. Ia de aici bani de sondă la ficat. Câtu? Aia zic. Capral! Capral! Gladiator! Gladiator, gladiator, gladiator. Obliterăm tot, obliterăm tot. Tot, tot, tot obliterăm. Cu pierzania la mâinile tale. Prizonierul fricos. O câștigat numai de 23 de ori. Chapter 1 completat. Perfect. Capitolul 2. Mațe de porc. A fost odată ca niciodată un copil până miclăuș și plăcea să mănânce biscuiți croco. Până într-o zi când a văzut o siluetă de crocodil în spatele lui și nu s-a mai auzit niciodată de miclăuș. Bă, să vezi și muiși sunt viitorii boși. Haideți să mergem să luăm o măciucă. Brunhilda! Dă să-ți vă pizdoaca aia grasă, să vedem ce putem să luăm. Tu, Brunhilduș, level 6. Măi, dă-i nașpa, mă. Vezi că următorul boss e chiar greu. Ce asta, mă? Asta e Chocan Baumax. Aia zic. Ia cum arată cel mai tare. Holy Warhammer. Mă arată ca un dildo. Ăsta e tare. Păi și următoarele arme de unde le iau? Că văd că aici am numai de la level 12. Este ceva magazin șmecher. Laser Emporium. Helmets, capes and shields. Mr. Muji Swordmaster. Axes and pole arms. Armory. Master Musician, Magic Shop. Eu o să trebuiască să stau cu ciocanul de level 12? Gizzard înseamnă pipotă, nu mațe. No, poftim. Porcii n-au pipote. Iui, pulă. Iui, cabral de metal. Iui. Iui, Night Breast. Mamă. Pe astea-s de level 1. Iui, ce scumpe-s gheații. No, strângem bani pentru spiked shoulder place. Pizdă unde.
No, și totuși, eu de unde pulă pot să mai îmi cumpăr ciocan? Că nii, aici ăsta vă că vinge sulița lui Zen. Ce pula mea este un Zen? Cabral, de unde mai mi-am măciuci Cabral? Ia, pot să iau ceva. Ii, pot să-mi iau un durag. Bă, dar dacă iau un durag, o să arete ca Ricardo Miloș. Hai să nu-i luăm durag. Iui, pule. Bă, eu cred că literalmente nu o să am de unde să-mi iau mace-uri. Bum! Holy Rocket Launcher. Te-mi pula mea. Am întrebat 100 de români, cu cine mă bat azi? Astăzi batem cu Hathor Dragonul. Este un Yeti Squidman. Este Squirter, cred că. Hathor the Dragon holds the world record for throwing squishy stuff. Adică, cel mai probabil se va juca cu foaiele mele. No, m-a fulgerat. Ia auzi ce sunete scoate. Bă, Scooby-Doo! Mă... No, somn ușor. Tu dormi, eu îți dau cu ciocanul în cap. Mie mi se pare un trade-offer foarte bun. Fără milă, nu o să mai rămână niciun gladiator în țara asta de căcat. No, Octavius, level 7. Very difficult fight. Și ăsta cântă, ioi, alt rocker. Mă, ăsta cântă rock vietnamez, mă. Au, 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 ioi, ce-o durut aia. Ioi, ce-o durut aia, Buzzmeg. Nimă, cam power attack, 100% șansă să lovesc, mă. Boom! Double damage! Mă, ce-ți crăba la like aia? Bă, oare credeți că totuși ar mai trebui să mai cruți oameni? Voi ce ziceți? Am rank minus 7, nu cred că mă suportă nimeni. Nimă, că ne batem cu I need more bullets. Mai încolo, nu? Dacă nu mă duci până la final, o să fiu dezamăgit. Bă, nu trebuie să te îndoiești de mine, Cabral, mă înțelegi? Dracu-n persoană. Domnul Alex Mureșan, gheții! Mulțumesc, Alex Mureșan, pentru 11,76 euro prin Supercat. Hey, sir, delete yourself. No, hai să luți la revedere. Să fie salvat la iful s-a uit mai tarzi unul de alta. Doamne ajuta! Oi, 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 pentru tine și eu personal mă salvez pe mai încolo, domnul Alex Mureșan. Mersi mult pentru 10 lire, mă. 10 pounds, 10 pounds, să mă duc să-mi cumpăr un fish and chips, să mă duc să-mi iau niște scones, să mâncăm niște scones. Și că Gentle Palamades wishes he knew more about next level comedy. Apoi, bă, bababui, nu știu dacă poți să faci. Băi, mersi mult de 10 lire. Te salvezi și tu pentru sală de după și tu pentru sală de după live? Da. Pentru că vrei să vedeți și o să mă aștepte după live la cină. După live.
pizza margherita de casă făcută de Bianca. Deci ieri au făcut 3 pizze, mă. 3 pizze. 3 pizze la vreo, cred că mai puțin de 20 de lei, mă. 3 pizze margherita cu busuioc de pe pervaz. Că mi-am plantat busuioc. Vreți să vi-l arăt? Ia uitați. Bă, deci busuiocul. Și fiți atenți. Începe iară să crească aici în partea de sus. O să se facă ăsta, așa o să-i dau, așa o să-l tai ăsta să crească cât o tufă. Ăla tocmai s-a beșit în fața mea. Băi, scârbosule, tu te beșești în fața mea, mă, rocker jegos, mă. Ia zi, te-ai născut să te caci, nu să te ștergi la cură, așa-i? Ce-mi cânti, mă? Nirvana smells like teen spirit. Eu zic că smells like cap crăpat în casa asta. Ia uite. Mă, te bat, mă. Țeapă, fraiere. O cântat Manele Mix. Am tricoi cu Metallica pe mine. Lasă că e ok, bă. Jafet. Ce ăsta? Disagreeable Bababui Warrior. Lu Jafet, Jafet respectă doar lei, pentru că este un furry. Bine, boss. Eu nu judec. Totuși mă-mi place ce toiag, ce pula mea asta, mă, zici că e cârlig de ăla ca în desene, te scoate de pe scenă, știți? Atunci când zicea cineva ceva cringe pe scenă și apărea dintr-o dată un cârlig și îl scotea afară de pe scenă. Jur, așa arată. Hai să-l intimidăm, la intimidare! Mântreaptă 100 de români! Nu? Nu mere? 60% șansă să scrăp capul, măi, berbec. Măi, spartan! Nimă! Uf! Totomeda! Uite, mă, Giros de aici, bam! O cânta Manele Mix 2004. Stai că am făcut level. Vă jur că o să înregistrez jingle-ul ăsta și mi-l pun la alarmă la 7 dimineața când mă scol cu găinile. Sau de asta. Gladiator, gladiator, gladiator. Gladiator, gladiator, gladiator. Ulvein cel rogue level 6. Ulven este un suporter pasionat al macacilor. A, bine, domnul Ulven, să macac în capul tău în cazul ăsta și în dureagul tău de Ricardo Miloș. Na. Stă-ți numai cu magii. Hai că-ți arăt eu magie. Stai numai cum îți dispare ție telefonul. Îți arăt eu ție magie. Mă, nu știu, dacă realitatea ar veni un bărbat musculos cu un ciomag la mine, nu m-aș duce să-l confrunt cu un baston din ăsta de orbi sau ce se bate el. Da, pe Swords and Sandals 2 probabil că-l băteam numai din taunt, dar...
Nu mă interesează. Deci chiar nu mă interesează. Nu mă interesează. Bine, tot ce mă interesează este să crăp capete. Ba, pula nea carisma, tă să urlu la oameni să moară, mă. Lasă-mă că trebuie și ciomagul ăsta să fie, să fie folosit la ceva. No. Mi-o subt nouă magică. Bă, dar ăștia-s foarte ușor de bătut, mă, ăștia de cântă la balalaică, pentru că uitați, am 100% chance of hitting. Ca copii, ioi, prostie era să zic. Vreau să zic că ca copiii ăia, mă, de... fac o activitate extracurriculară și tu ai niște colegi din aia foarte... foarte bully. Știți? Eu eram copilul ăla. Eu eram copilul ăla, mă. Să fi auzit clasa, sau nu știu, să fi auzit clasa... Noroc că n-am avut niciunul care cânta la un instrument, dar să fi auzit clasa... Să fi fost unul care cânta la un instrument, cred că bătăul și clasei tot timpul îi luau la... Tu erai bully? Nu, eu eram bullied. Eu am fost în partea aialaltă. Noi să-l batem pe I need more bullets. Hai da, domnul, am nevoie de gloanțe, dă din pușca la turci. Ciao, am fost și copil de genul cu activități extrașcolare. Înseamnă că ai avut o copilărie foarte frumoasă. Ii, mă, m-am împușcat, mă! Bă, este police brutality, mă! Aoleu! Aoleu! M-a ratat! Nu cred că am pus să-l bapă ăsta. Uf! Uf! Serus Andrei, versi de un euro. Bă, fac destul de rău acum, am cam eu băt... Nu m-am pușcat, te rog! Mama, asta zici că a fost o... Asta zici că a fost o execuție din aia de pe live leak, mă, omule. Rău, mă, rău. Foarte, foarte rău, mă. Foarte, foarte, foarte rău. Care, ce level are următorul? Cică. Borhide Trader Pixus. Pixus, vânzătorul de cheale de... de blană de mistreț. Să încercăm să-l batem? Să încercăm să-l batem pe Pixus? Bă, tu te bați ca oamenii din Avatar. Mă mănâncă oul stâng. Oricând să știi că poți să... Nu mi-are la nevăstui caro. Ia uite, Twin Devastator. Pulă. Chitar! Hai să vedem dacă găsim o... Brunhilde! Ia să vedem ce marfă ai adus tu. Ăsta lungheați. Pot să-mi pun... Pot să-mi pun... Schnitzel is the only German word I know. Măi, îs incenturi depus pe armă, ca în primul. Îs? Nu sunt. Nu știți. Cred că e și Cabral, mă, și chiar aveam nevoie de el. E doar magie. Frosted missile slam into your ce? Your măta? Mending. Astea-s doar magii. Nu mai sunt incenturi. Bă, ce de căcat. Foarte, 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 foarte de căcat, mă. No. Aia e. Nu este, nu este. Să mă sugă. No, hai să vedem ce zicea de legiune. Legion boots. Chainmail pants. A, nu, că n-am level să-mi iau din astea. Scria into your acolo. Nu-mi pasă cât e mică, e arena, e cast fireball. Du-te, mă, de aici. No, zână, hai să începi pregătit tu.
Gauntleți de piele. Umeri de mirmidon. Ce sexy. Iuuu. A, de-i prea scumpă, mă. Îs prea scumpe astea? Mi-ajung banii și anii. Pui. Bă, e greu, mă. E foarte, foarte greu. Hai să strângem bani să luăm ăsta. Vestă de mistrețoi, mă. Vesta de mistrețoi. Ne mai batem cu niște dăștea până facem rost de bani. Uite, ne batem cu Marius. Marius vrăjitorul. Bă, la ce sală mergi tu? Sunt bombardier. Din fericire, nu. Chiar sunt oameni foarte de treabă la sală. La sala la care mă duc eu. Chiar e foarte fain. Te ajută toată lumea. Să duci. Du-te, Mariuse, du-te-n pula mea. Biux, mersi de 3 lei prin super chat. Să știi că pe ăștia tăți o să-i ia YouTube-ul. Floris, foarte bine cu diabetul, să știi. Foarte, foarte ca lumea sunt. Nicio problemă. Aseară, după ce am fost de la filmări, am venit, am mâncat. Ioi, am jumătate de prăjitură pe mai încolo, bă. Aseară, pe la 2 dimineața, când am ajuns de la filmat în pădure. Dar lasă că vă arăt că cred că o devorez pe live un pic mai încolo, că 100% o să mi se facă foame după jocul ăsta. N-am pus băciuca nouă. Demonic Pact? Regain 6 magica and health instantly. Ia uzi, mă, nu știam că am chestia asta. Ai mâncat Vorga Beleș? Eu am și făcut Vorga Beleș pe live, mă, acum vreo câțiva ani. Că ziceai, Alexandru, că-i... Cum ziceai că-i, mă? Prăjitură de lături. Macaronie cu brânză dulce. Uite, mă. Diabetul poate să fie o pacoste sau o parte bună. Vorba unui coleg de sală și de clasă. Păi dacă mănânci bine și te ții ca lumea de antrenament și îți iei tratamentul, chiar poate să fie foarte benefic. Eu chiar am observat niște gain-uri destul de mari. Să știți că eu chiar am observat niște gain-uri destul de mari de când m-am reapucat de sală după ce m-o diagnostica cu diabet, să știți. Deci chiar e foarte ca lumea. Mie mi-a și zis tipa rezident care s-a ocupat de mine la spital. O zis că, bă, dacă mă țin de tratament, s-ar putea încă să meargă mai bine decât la un om obișnuit. Am făcut cu stafide, da, am făcut cu stafide din cauza că atunci nu eram diabetic și puteam să mai mânc stafide, acum nu prea. Eu cu fructele de toamnă, din păcate, nu prea mă înțeleg că au foarte, foarte mult zahăr. Aia e tătătătă problema. N-am ce face. OGR a polarizat comunitatea cu punctele lui de vedere controversate despre câinii de prerie. Asta nu sună bine. Deci asta nu sună bine. Ce faci tu cu câinii de prerie, man? Eu ce-mi place cum arată măciuca asta cu țepi. Noi să-i dăm. Mersi, Gabil, de 1 euro și mersi și de sugestie, domnul. Dar despre ce-i jocul? Mamă, cum o sunat, o sunat foarte zesti. Bă, vreau să-i fut una, să-i... Ai! Plin de sângele dușmanului. Bum, bum, bum! Puneți în agilitate, nu glâ, că te miști destul de încet. Who cares? Mă mișc în ce dată le crăp capul. I see this as an absolute win. Hai să luăm vesta din cheale de mistreț. Și haideți să vindem ăsta. Nimă, îmi dă 500 înapoi. Nu mi-a dat. Era fain de-mi dădea 500 înapoi. Nici nu cred că am. Ăsta la cap to goal, ia. Iu, ce fain arată. Așa arăt ca un personaj din ăla random de pe World of Warcraft. Merem să ne batem, mă, cu vânzătorul de cheale de mistreț. Hai să ne batem cu el, mă.
Mi-am instalat jocul. E pula cu grebla. John Pork. John Pork mexican. Cât are armură? 107, average damage 35. Man. Ăsta cred că ne... Ăsta cred că ne distruge. Trebuie să-l cumperi, bă, joc. Ei, pula, i-am dat miss. Uf, uf, uf. Uf, ce-o dat. Ai, 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 ce m-o găurit. Nu mai da cu grebla. Așa, miss. Perfect, dodge. M-a împins în spate. Merem în față. Ai, 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 ai. Uf. Deci noroc că am avut cu power attack-ul ăla. Ah! Bă, nu, mă, nu. O apărut iteme noi unde? Merchants arrive? New items? Unde? Ni, mă, chiar! Apar iteme noi, mă, ce tare! Deci înseamnă că o să mi se deblocheze tot felul de chestii pe viitor. S-au vândut organele la cartel. Mă, mă bătu ca lumea, mă. Cumpără ceva din shop și dă repede la inventar și apasă buy. Ce? Cumpără ceva din shop? Stai, cum adică? Gen... Nu înțeleg. Dacă mergi la shop și apăși butonul de level, îți va da list de cel mai mic level, știu. Ia ceva din shop ce poți cumpăra. Ok, hai să vedem. Ce, ăsta e ceva exploit beșit? Da. Și cum îl iau? Stai, nu înțeleg. N-am buton de buy aici. Trebuie să fie ceva de nivelul tău. Ai buton de buy numai la cele de nivelul tău. Păi da, ăsta e de nivelul meu. Mulțumesc, Dublux, pentru 2,01 euro. Dar n-am bani. Aha. Pe asta cu grebla nu le-am suportat. Bă, chiar e destul de horror. Păi și ce, dacă am destui bani, îmi păstrează și banii? Nu înțeleg. Păi și atunci care-i șpilul? Că oricum trebuie să dau banii aia sau... A bine, pot să-mi cumpăr mai multe chestii și aia e drept. Mersi, Bux, de 10 lei prin super chat. Oh! Am fost umilit, mă. I will shoot you. You Romanian bastard. Du-te, mă, de aici. Hai, bă, că dacă de la distanța asta nu mă pălești, chiar ești prost. Știi ceva? O să folosesc puterea dracului. Ajută-mă, satana cartoon.
N-am de gând să fac streaming pe chip. Nici nu cred că mai... Nici nu cred că mai plătesc pe nimeni ăștia să faci streaming pe Kick. Ce rost ar avea? Dacă nu mi-ar da bani, de ce să mă duc? Dar for real. Ce? Serios, ce rost ar avea? Ai o platformă așa, Nic. M-aș fi dus să le iau banii la fraier, dar... Oricum, aș fi putut fain frumos să fac live-uri și pe YouTube și mai făceam și pe Kick. Mare chestie. Mă apuc eu să fac live-uri pe Kick așa numai să am 10 viewers. Lasă că mai bine am 11 pe aici pe YouTube. Uite-mă de aici. Un capră. Goatman-ul din GTA 3. Da, chiar, am văzut că acum mai nou se poate face, poți să faci multi-stream, să fii făcut și pe Twitch și pe YouTube, dar chiar nu îi văd rostul. Chiar nu îi văd rostul. Stați așa să-mi pun niște apă, că mi sete. Faci 21 views. Dar Twitch-ul nu mai are, Twitch-ul nu mai are policy că, că nu mai ai voie să faci simultan live pe altă platformă. Acum poți și pe Twitch să faci treaba asta. Uite, Bobo Spider așa face, l-am mai văzut că stătea, era live și pe Twitch și pe YouTube în același timp. Deci ai stat să citești două chat-uri din... Bă, nu știu, bă, dar ultimul lucru pe care aș vrea să-l fac ar fi să-mi fac o diviziune și mai mare a comunității mele. Și așa mi se pare că e destul de divizată și așa de rău îmi pare. Pe de o parte am nostalgicii care vor să scot din cur videouri vechi și nu o să se întâmple. Și pe de o parte sunt oamenii care nici ei nu știu ce vor să posteze. Și oamenii care stau și se mai uită la live-uri. E destul de ciudată un pic situația cu comunitatea cum avem acum. 112% șanse, nice. Serios, domnul Cristi. Domnul Tofan. Na. Ăla dă în aer. Ăla dă în aer. Ce ai pățit, mă? Ia! Ia? Ia, mete! Ia! Ne batem cu o domnișoară? Na, no, mă. Nici eu n-am auzit de domnișoare în jocul ăsta, dar este o premieră. Totuși, Cabral nu discriminează în arenă. Că you can gain no more XP until you defeat Arena Champion. Bă! Ia auzi, mă, deci trebuie să-l bani apărat. Mulțumesc Celestial Clocks pentru 2,01 euro prin Super Chat. Îți sugerez să te joci Ultra Kill sau Pizza Tover. Mersi mult, Nor Celestial, pentru 10 lei prin Super Chat. Ia uite, n-am din astea. Deci ziceți că dacă intru la armurerie, iau un item de levelul meu pe care pot să-l și achiziționez, desigur. Dau la inventar și dau bai de aici. Nu o să-mi ia banii? Nu! Bă, nu, mă, nu! Coaie, cum a lăsat un asemenea bug în jocul final? Nu, mă, nu!
Vezi dacă mai este item un shop. Da, îs 4. Îs toate, îs toate. Man, bă, da. Bă, da, oare să... Bă, nu știu, n-aș face asta, mă. Bă, și totuși. Bă, și totuși. Bă, și totuși am putea să facem ceva diabolic. Și totuși. Nu mi l-am vândut pe-a meu, că eu nici măcar n-aveam din ăia. Să fac. Să fac evaziune fiscală. Să nu fac. Na. Oare? Marius, nu. Știi că nu o să fii la fel de satisfăcut când termin jocul, că l-ai terminat greșit. Taci din gură, cap de șosetă. Profită de bug-ul ăsta și o să-l termin ca un campion. Ce te interesează cum termin jocul? O să fie content, o să fie content. Păi da, Marius, da. Nu o să fie, nu o să fie, nu o să fie real. Nu o să fie corect. Ce-i corect în ziua de astăzi? Nu este nimic corect. Haide, Mariuse, cumpără, fă bagul ăsta și fă rost de bani infinit să-ți iei toate arburile și toate armele pentru cap la gladiatorul. Nu, Marius, nu o face. Gândește-te la onoarea ta peste 3 generații de acum încolo. Crezi că o să vrea ăsta să facă copii ținând cont că o să ducă cu el boli genetice? Să crezi tu. Și așa nu cred că-i mai bercoaile alea de mult. Marius, gândește-te... Gândește-te la consecințele care vor urma dacă o să faci așa în toate jocurile de acum încolo. E, și ce dacă o să facă la toate jocurile de acum încolo? Deja au trecut de o vârstă, jocurile nu mai sunt distractive pentru el. Toată lumea știe că se joacă pe calculator numai de aia ca să facă videouri pe internet pentru degenerați. Nu crezi asta, așa-i, Marius? Nu o face. Nu o face, te rog frumos. Uf, bă, ce să fac, bă, chat, mă? Bă, ce să fac, bă, chat, mă, nu mai pot, mă. Mă, nu mai pot, bă, ce să fac, bă. Ce să fac. Bă, deja băia cu transpirațiile, bă. De ce v-am băgat în curs să-mi ziceți de exploitul ăsta, bă? Ioi, Doamne. Făpol, decidem noi. Dar cine sunteți voi să decideți mie soarta, mă? Dacă v-aș lăsa pe voi să-mi decideți mie soarta, ar fi sinonim cu fi decise de către vocile din cap, mă. Eu nici n-am de unde să știu că voi sunteți reali sau nu, mă. Mulțumesc, Claudeme, pentru 2,01 euro prin super chat. Am zis că-ți dau pe tepateu decât să-i bag inupta 5. Mersi, Claudeme, de 10 lei prin super chat. Haide, Marius, este simplu. Faci ce-o zis oamenii în chat. Intri în shop, selectezi itemul, dai inventar și dai buy. Așa, bani îți vor apărea dintr-o dată. Nu cred că nu ți-ar plăcea și în realitate să poți să faci așa ceva, să-ți apară bani dintr-o dată. Dar, Marius, gândește-te la toată munca pe care ai depus-o în ultimii ani. Cum ți s-a schimbat viața încet, încet și ai ajuns echitabil să câștigi banii pe care i-ai acum și câți bani ai putea să câștigi? Da, 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 care, dacă ai putea să câștigi bani gratis. Bă, nu știu. Știi ceva? Nici nu mai cumpăr nimic. Deci, de mă bate ăsta. Exploiturile sunt pentru mascul beta.
Nu, mă, nu, nu se poate. Au futus gura mătii de joc, să-ți pun tânca și mâine. Așa-i că-ți place, Marius. Simtu că nu-ți place. Simtu că nu-ți place să ai totul așa între degete. În afară de jec. Ia uite ce poți să faci. Taci din gură! Taci din gură! Nu fac că vreau, o fac că trebuie. O fac că trebuie. O faci că vrei. O faci că vrei, Marius. O faci că... Taci din gură! Ce dracu de item mi-am luat, că nici nu mai știu ce am cumpărat, mă. Asta ce bază mi-a găs? Mirmidon Boots. Nu știu ce-o pus Bianca în drojdia aia de pizza, dar mă bolunză de cap. Deci chiar mă bolunză de cap. Mersi, Claudeme, de membru și mersi și pentru 5 lei prin Super Chat. Mulțumesc, Claudeme, pentru 1,01 euro prin Super Chat. Ia uite, intra și Anaf în chat. Am fost informați că pe acest stream se produce o fraudă fiscală. Domnule Zappi Live, vezi ceva de declarat. Dacă și știe Anaf-ul cu ce activități prestez eu. Că de fiată când vin în verificări să miră. Ha, tu poți să faci bani din chestia asta? Ha, ce tare, poate îl pun și pe fiul meu, că și el se joacă pe calculator. Face și el niște bani. Bine că eu lucrez 8 ore și ia uite-și pe ăsta. Face bani că stă, face videoclipul pe internet. Ia uite bă la el. Îmi vine să-mi fut pumnii în cap. Ești ok? Da, sunt foarte ok. Cred. Vă esteți ok, chat? Cred că așa o să mi se fută salvarea de la căcatul ăsta de exploit.
Deci chiar cred că o să mi se fută salvarea. Mie mi se pare prea simplu. Am 15k, no, acum dacă chiar n-am bani să-mi cumpăr căcaturi, are rost să-mi iau scut, mă. Eu așa, pot să folosesc scutul dacă am un d-ăsta de două mâini. Pot? Că să-mi bat piciorul dacă știu. No. Mulțumesc foarte mult, Panda 22 pentru 10 euro. DJ Panda. Asta e Golden Pass. Exploatează bugul pe TK Bral. Exploatăm aici. Mersi mult, DJ Panda 22 pentru 10 euro, domnul. Nimă, eu am level 8. Vai de până și mi-am cumpărat chestii de level 7, mă. Bă, dar și eu sunt prost. Holy Cloth Shirt. Ce este 11 armură? Cred că nici nu e așa bun. No, nu e bun, nu e bun. Nu e bun, nu e bun. Mersi mult, mă, pentru 50 de lei. 10 euro acolo. Mersi mult, domnul DJ Panda. Ia, ce... Luăm o beretă, ai din mărbiuleți? Luăm o încăciuliță de... Wow, wow, zici că-s Ezio. Mă, cât e berea te-am aici? Sombrero-i la level 10, din păcate. Hai să luăm o beretă șmecheră. Hai, luăm o beretă. Plus 9 armură. Toate astea-s plus 9 armură. Bandana de plus 5. Luăm beretă de acum. Și hai să vedem dacă poți... Brunhilde! Ia, ți-o vei marfa tu. Ia. No, nii, mă, că asta... Iu, pulă! Asta are numai de la level 9, mă, unde ăsta. Na. Ce urât, mă. Two-handed, da. O să-mi trebuiască unul de la two-handed destul de forțos. O să iau un dual flail de ăsta. Mam, cu bereta ai zis că ești Radu Mazăre în vreburile sale bune. Mamă, zici că joc într-un porn foarte rău. Unele fac urât dacă primești 50 de euro și Zopi e fericit de 10. Băi, eu sunt fericit și de 1 euro, adică n-am... Mulțumesc, chiar mersi din suflet. No, amu Pixus. Amu Pixus. Tot are mai multă armură ca mine, mi se pare incredibil. Alesc si a mersi de 60 de cenți pe prin Super Chat. Amu de nu și-ar coborât un miezon pula în gura ta, mă. Ar fi o fază tă să mă bată. Dar cred că tăt îmi dă. Cred că tăt îmi. Cred că ne dă. Ne-o dă. Are și 98. Are și 98 HP. Man! Bă, nu se poate, mă, omule. După atâta... N-are cum, mă. Că cam aș îngreb la mătii să mă cac, mă, nu, mă, nu. Și n-am ce chestii să mai iau. Level is capped. Nu pot să trec. Nu pot să fac level mai mare ca ăsta pe care, decât ăsta pe care l-am. Mă. Ăsta tot timpul m-a curțat. Bă, e milă de mine, mă. Armura pentru umeri, mă, chiar. Fac. Ce-am făcut cu ea? Știu că am cumpărat una. Nu vreau să-mi iau spell-uri. Raw strength. Raw doggy style strength. Bă, ăsta-i prea de treabă, bă. Eu să-l cruț. Îl cruțăm pe ăsta. Ia. Ce shoulder guards avem? Leather. A, ăștia de i-am vândut. Bă, dar ce prost îs. Leather gauntlets. Aoleu. A, deci eu trebuie iară să îi cumpăr pe ăștia. Leather shoulder guards.
Știu cum naiba i-am vândut, mă. Toți boșii se fac așa. Păi ăsta m-a omorât, mă, ăla de l-am bătut primul. L-ala la altar mării n-am armura așa bună. Adică n-am level pentru armura aia. Uite, am 110, am mai multă armură ca el am. Ia, trebuie să-i dau numai cu power attack-uri. Și să mă rog să nu dau miss. Ăsta-i secretul. Bă, îl bat, mă! Îl batem! Ieșim din arenă! Dual wielding. Ce asta, bă? Some rare and gifted fighters learn to use two weapons at the same time to devastating effect. Dual wield allows you to use a weapon in each hand. Starts with a -20% penalty to hit. Every point you add reduces your foe's hit chance penalty by 2%. The weapon in your offhand does half damage. Two-handed weapon mastery. A strong gladiator with a two-hand sword is a fearsome... Aha. Ok, deci dacă folosesc... Mă gândesc că ăsta merge și dacă folosesc... Pot să dau undo? Așa. A, dar nu. A, și după aia pot să-mi pun alea. Ok. Și cred că 10 e maximul pe care pot să-l fac. Ok, bun. Super. Cu moartea lui, dar nu l-am omorât, mă. Arena este puțin mai liniștită și mai puțin controversată. În acea noapte ai mâncat un sandwich de porc foarte gustos. Capitolul 3. Sufletul neliniștit. Samfar bântuitul l-a servit pe regele Leu în timpul cruciadelor. Ce pula mea e asta, mă? Cruciadele cui? Bă, care-i lor, mă, la jocul ăsta, mă? A, deci noi o să trească să mă bag ceva zombie sugător de pule. Foarte tare. Ne batem cu Ludwig, cu streamerul de pe Twitch. Ludwig are o emisiune la TV despre găini. Bă, mi se pare destul de corect. Nu există lor. Ba, există. Păi, nu vezi dacă scrie acolo. În Swords and Sandals 2 îl bați pe regele Antares, zombiul, din câte știu. No, mi-a dat putoare. El mi-a dat putoare. Eu îți dau măciucă. Op. Op. Wop. 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 Lovitură din fundul curță. Bum. Ia de aici, Sportacus. Pula mea. Robi Putrezitu era de fapt personajul bun din desen. Să înțeleg că tipii stream-ul cu alertele de pe YouTube sunt pe alt fusorar, dar de ce? Iar ai dat ceva sau s-a întâmplat ceva? Eu n-am văzut pe nimeni aici. Cabral! Bă, Zapi, am ringtone de la Mobilogo. No, bravo! Și ce vrei să fac? Să-ți dau...
Vrei ceva în schimb? Bă, nu mă mai fulgera atâta. Nu mai fulgera atâta că de... Bum! Păi, așa mă pușc o căcare zdravână, dar nu mă duc să mă cac până nu termin jocul ăsta. Am dat și eu un milestone aparent 16 luni de membership. Ioi! Bă, mersi mult de 16 luni, dar vezi că e o problemă cu tipii stream-ul, că nu citește remembership-ul. Nu știu de ce. Dar nu le citește. Nipule, ne batem cu Ghost Rider, Nicolas Cage. Taul a făcut... Taul și-a câștigat bogăția investind în brânză. Nu strici pe viață. Stai să vină bossul numărul 6, e criptonita lui Cabral. Nu există așa ceva. Cabral nu va fi înfrânt. Nu o să-mi fac rebranding absolut deloc. Eu să fiu un jughernaut. Eu nu știu cum ăsta mai are sânge în el dacă e mort, mă. Ești cadavru, ți se... Nu mai ai sânge în tine, ești gata, ești serus. Deci că-s unpleasant. Bă, nu cred că mă mai place nimeni, mă. Mamă, ce poftă am să mă joc și o Swords and Sandals, rău de tot. Bă, da... Cred că nu mă place nimeni. Eu-s Leonidas the First. Oare e problemă că îi omor pe tăți, mă? A, nu cred că ar trebui să fie problemă. Mie-mi place să-i bat. Ăsta zici că e un dăsta, mă, din San Andreas. Piticul porno. Bă, nu mai scandează. Nu mai scandează lumea în arenă deloc, mă. Nu mai scandează lumea în arenă deloc, mă. Nu-i din Balaz, zici că e din Vagos. Cabral. Bă, da, mulți de ăștia trebuie să bat pulă să fac level. Prea mulți, aș zice. Aoleu! Mamă, ăsta zici că-i Arnold... Zici că-i Arnold, bă, când a jucat în Terminator, chiar de... Și că dă-le, mă, sper. Să-i cruți că mi-e milă de ei, nu mi-e milă de ei, pentru că eu sunt un animal. Simpat și-n arenă. Nu! Stai jos! Full strength. Deja știți cum se joacă jocul. Deja știți cum se joacă. Cred că între boss și eu pot să fac două levele. Aș zice să fac level 11, că cred că pot să-mi cumpăr de la pulalău ăsta chestii. Da, niște armuri din astea. Ia uite, chainmail. Holy shit. Chiar o să arăt foarte cool după chestia asta. Numai că nu cred că am... Da, aia zic că nu o să am chestplate bun. Nu o să am foarte bun. Bro, e animal în pat cu aia, eu în pat sunt mort. Bă, fiecare cum știe, fiecare cum îi place. Am ieșit din laborator Zapi, direct extraterestri am făcut azi. Ce?
La școală, mă, sunt ce Buzznag? Nu înțeleg. Nu înțeleg ce, ce, ce referință poznașă îmi zici tu acolo. No, mă, că m-am împușcat, mă, nu mă mai împușcat, te rog. Mamă, cum arată la zici că-i Cotton Eye Joe. Dag, dig, dag, da, oh, I've been married a long time ago. Uite, mă, Cotton Eye Joe. Get out of my property! Iha! Se referă la ursuleții agumați cu vitamine. La vinii marțiani, mă? Mă, pe tine te cruți pentru că ești un boșorog împuțit. Sunt la inginerie medicală. Mi-au pus să punem ceva Smecta cu sloboz într-un pahar și a început să miște fără nimic. Bă, auzi, nu-i nicio problemă până nu te strigă pe nume sau te strigă tata chestia aia, ok? Deci eu zic să stai liniștit. Bronz Mystic Goblin level 12. Bronz Mystic's favorite food is flash games. Aoleu, ăsta-și arată pula la copii, mă. Du-te, mă, de aici, mă. Alt cântăreț. Am putea odată să-l facem pe solistul de la trupa Voltaj aici. Și că îmi place că Zopi vorbește cu fanii, dar alții nimic. Dar cu cine pula mea să vorbesc, mă? Serios, cu cine să vorbesc? De voci, credeți-mă că m-am săturat. Cu cine vrei să vorbesc? Și că Minecraft YouTuber moment, oh shit. Mă, cacă muzica ta folk. Fată verde cu părul pădure. Fată verde cu părul pădure. Îți face o muie portofelul, vrea să-l fure. Îți face o muie portofelul, ea tot vrea să-ți-l fure. Bum, 69 la... Băi, cum arată ăsta pulă, zici că e ceva spiriduș de la... Zici că e orcul din Valea Orcilor, mă. De pe Matin. Video de la sală? Nu, mă, că bă, legit, mi-e rușine să filmez în afară, mă. Deci mi-e rușine, mă. Aia de level mare îți dau mai mult XP. Păi da, dar nu o să-mi apară că numai din aia de level mare. Hai să batem unul de ăla de level mare, ia uite. Level 13, very difficult fight. Iar ne batem cu un boschetar de ăsta. Băi, Prenadex. La tine ce galben, zici că ești Bart Simpson. No, iartă-te cocuții voi. Și ăsta-i, mă. Și ăsta-i cu... Și ăsta-i cu barosul. No, stai numai. Aoleo, mamule, ce am făcut, mă, lui Bart Simpson, mă? Man, merită, sper că o rezistat 3 secunde cu Cabral în pat. Cabral! S-a ajuns tu la nivelul meu. Na. Măi, cum dracu i-am prins așa critical strike-ul? Ăsta atât îmi dă boală. Mai îmi da boală, mă. Dă pestilența care a fost zămislită de Dumnezeu împotriva egiptenilor care persecutau poporul lui Moise. Opa, de ce stau în defensive stance? Nu ne trebuie. Noi nu stăm defensiv, noi numai ofensiv. Tu ce dansezi, mă, Macarena, mă, blobule? Măi, muc. Zici că e slobozul din paharul ăla. Auzi, mă. Auzi, mă, Stava, așa arăta. Așa arăta și homunculus ăla de la tine, din pahar, mă, de la ore. De la laborator. Așa arăta că ăsta, ca Arion. Ia uite-l pe ăsta cum arată, mă, zici că e cu sculament din ăsta.
Ia uite că M.T.E.C. Griffon este faimos pentru că a inventat burrito-ul. No, eu am inventat Kamasutra. Care-i mai tare? Ia zi, care-i mai tare? Serus, mă, pingai. Bă, ce-mi place jocul ăsta, mă. Mă, cac în burrito, uite, nu-mi place burrito. Ce prost e, gyros-ul mai... Nu, shawarma mai bună ca burrito. Burrito e o... Burrito e un fel de shawarma mai whack. No, ăsta are opinii controversate legate de pâine. Mă, de oameni pâinofil n-am mai auzit. Bă, drept ce când scoți o pâine din aia caldă, proaspătă și un pic umedă din cuptor, mă. Știi cum? Da, bă, totuși, n-aș scrie pe Twitter că mamă cât aș vrea să-mi fut pâinea pe care am făcut-o la cuptor, o pâine integrală din aia cu semințe. Mamă, na. Opa, 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 opa. S-o enervat că-s hater de pâine, mă. S-o enervat. Proiectul Yeti o să fie bătaie de cap pentru Cabral. Ce-i un proiectul Yeti? Suna ceva SCP. Sex pula pistol. Cabral! Level up, bun. Mai pot să pun la asta sau la maxa deja? A, bun. Two-handed weapon mastery. Holy shit, mă, numai cu mexicani ne batem. New items from across Brandor has appeared. Nimă, s-a făcut toamnă. Na, Brunhilde. Ia să vedem ce vinzi aici. Claro, claro că o să luăm ăsta. Și ăsta-l vingem. Merem și la forja lui Ultratus, numai o să facem o mică tonfulerie întâi de toate. Vedeți ăsta cu 5.000. Unul o să-l vând, să-mi fac bani. Tare. Bun. Deci, trebuie să luăm una bucată chainmail pants. Nu? Cred că da. Așa. Una bucată chainmail shoulder guards. 7800. Ai de capul meu. Ok, hai că luăm. Pot să-l mai cumpăr oare? Bun. Așa. Una bucată chainmail gloves. Stai ce am. Chainmail pants, chainmail shoulder part, shoulder pizda mă, nu știu să mai vorbesc. Chainmail gloves. Chainmail boots ne trebuie acum. Și acum să facem tonfuleria. Jur că să-mi bat pula, zici că intenționat a fost făcut exploitul ăsta pentru cineva să-l descopere. Uite, și tot îl găsesc aici. Și nici nu există. Dar eu tot pot să-l cumpăr. 3K. Mai că se poate și mai bine de atâta. Cumpărăm și mai mult. $40,000, gheații. Bam, nicio treabă. Și că încă rămâi dator. Da, cine te-o pus să-mi zici? Puteam să-l joc bine, mersi, ce? Ia auzi, bă! Nu vine nimeni, frate, să-mi dea mie un sfat prietenesc așa numai, că suntem prieteni, nu... Rămâi dator, zapică, ți-am dat ăsta. Și? Ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci dacă nu... No, ce-i, bă, cu
Hăscuiul ăsta. M-aș lua o cască de barbar, mă. Deși asta dă destul de multă armură. Ne transformăm în cabral faraonul. Ioi, dar nu o pot folosi, că e de level 10. Apoi, I guess că o să iau un sombrero. Că aparent dă mai mult damage ca chestii de astea. Bă, vezi că îți dă doc și îți comandă o shawarma. Bă, nu mi-ar displacea o shawarmiță. For real, for real. Mamă, cum arăt, mă. Mamă, mamă, ce sexual. No, astea le vindem. Nu, nu erau chainmail boots. Jur că cred că am luat. Nu erau și chainmail boots. Nul, 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 nul. Ce pula mea era asta? Chainmail boots. A. Astea mă uitat să... Fuck. Bă, bă, ce m-am uit. Mă, ce... bă, m-am uit foarte tare. Bă, ce m-am uit, chat. Nu mai sunt în shop. Băi, ce prostă, s-am crezut că i-am cumpărat, mă, buții. Fuck! No. Nașpa. Vezi că ai chainmail shirt? Unde? Pants? Pants? Nu este. Unde e chainmail shirt? Nu, nu sunt aici, bă. Băi, i-am cumpărat și ca prostul i-am vândut, cred că, buții, buții de chainmail. Trebuie să stau cu ăștia de mirmidon. Ia să văd la zâna din pădure dacă n-are ceva. Ai tu ceva de vândut? Ei, mă, chestplate de cheale. N-ai să-i luăm pe ăștia. Unholy leather boots, no, nu-mi trebuie din ăsta. Sau? Minus 2, plus 21 armură, astea cât dau? Plus 25. Da. Luăm chestplate-ul ăla. Zâna dintre buci. Hai să luăm o armură de piept. Ia unde este. Leather vest. Bye. Bam. Bye, e pula mea cum arăt, mă. No, hai să ne batem cu Xanfar bântuitul level 10. Mamă, cum arată, să știi Wolverine. Măi, șderule, măi. ...135 viață. Dar eu am 191 armură, ce zici, fraiere? Eu zic că-l batem de se cacă pe el. N-are nicio șansă, scheletul. Moartea cu caosă, mă. Tu ești moartea cu caosă, eu-s moartea cu bascul ăsta, cu băciuca. Nici o treabă n-are moartea. Muie moartea! Bum, 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 satana pieri! Ce bine că mi-am pus. Ce? Roboți? Ce roboți, mă? Prima încercare, capitolul 4. Păi și astea de le-am avut până acum, ce se întâmplă? Obliteratorul 9000. Ia, boare, aș avea vreo șansă să bat obliteratorul 9000 la level 12. Eu zic să încercăm. Ia, uite, obliteratorul 9000, bă, eu zic să încercăm să-l batem la level, cu levelul nostru.
Bulă cum arată Terminator. Asta nici n-are armură, îl bate. Holy shit. Bă, mi-a scăzut destul de mult din armură. Holy shit. Nu cred, l-am bătut. Nici măcar nu m-am chinuit, man. Strength full. Mă, ce speedrun i-am dat la capitolul 4, mă. Vrăjitorul Mr. Amazing. Îl bat și pe următorul speedrun. Hai să-i dăm la buci. Ce-i ăsta, mă? Level 16. Om câine vrăjitor, mă. Claci. Mamă, stare 279 armură, mă. Bă, nu cred că-l bat pe ăsta. Na, 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 na. Bă, Capral, mă. Bă, ce, bă, ce m-a trolat. Băi, băi, ești un... Nici nu știu cum te poți jigni, mă, Cabral, mă. Mă refer la Cabralul din chat. I guess trebuie să mergem iară pe grind. E un Terian? Hold the fuck up, nu ne jucăm StarCraft, man. Ne jucăm StarCraft. Bă, era un joc de ăla de browser, mă, îl jucam ca nebunul când eram mic, mă, era ceva cu nave spațiale și era... Dar era foarte pay to win căcatul ăla de joc, era multiplayer. Și era cu planeta Pământ, Marte și Venus. Și puteți ții nave spațiale să le upgradezi, făceai misiuni, bă, și te veneau din aia pay to win, mă, te distrugeau. Ai de cap, oare cum îi ziceam la joc? Era foarte pay to win, mă. Nu, nu cred că Star Conflict îi zicea. Nu, no, acum mă fac cu Kakashi, pulă, ce ăsta, Zabuza, Zabuza, momoci. Bă, oare știți cum îi zicea la jocul ăla, mă? L-o fi jucat? Fly Orbit sau ce? Da, 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 era ceva cu Orbit! Era ceva cu Orbit! Era ceva cu Orbit! Nu Among Us! Era vag! Era ceva cu Orbit, mă! Acum că stau să mă gândesc. Da, bă, Dark Orbit! Da, bă, Dark Orbit, bă! Ai de pula mea! Na bine, mă, dar nu vreau, vreau un gameplay de la simplu.
Și dacă se poate fără muzică copyrighted. This is Omer from MMOHut.com. I'm the first impression gameplay video for Dark Orbit, the free massively multiplayer online space game. Mă, ce nebunie era jocul ăsta, mă. Now I'll spend about 5-10 minutes running around checking the game out, make some comments. If you guys want to play Dark Orbit or just learn more about it, just check out our full review on the link below. So this is actually a browser games, and it looks like, wow. Whoa. We got some voiceovers. So we got the Mars Mining Operation. They sound so funny, the voiceovers. Earth Industries Corporation. Alright, it doesn't really matter which one you pick. There are three factions in the game. I guess if you want to play with a friend, you should all pick the same ones. But I'm going to go with Mars Mining Operations. And whoa, here we go. Base pilot blocked with ad blocker. We can see the highest rated players over here. Mă, ce prăjală de joc era bășina asta, mă, așa de pe. And here we go, the game just launches on this other window over here. And there's some really high level players just camping over here. Wow, what is going on? What are they doing here? But you can see this game is really popular. It seems like a lot of these guys are in the same guild as well. But let's move around. Are and Rafael video cu Dark Orbit? Nah, serios? Rafael. Încercăm Dark Orbit acum 7 ani. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou joculeț. Astăzi vreau să încercăm Dark Orbit. Este un joc în browser. În momentul în care ești cam plictisit și vrei să joci ceva foarte simplu, acesta spun eu că da, mă, este asta o versiunea mai nouă, bună, mă. Pentru că este în browser, este un joc multiplayer. Asta cred că e versiunea mai nouă. Cu multe chestii pe lângă el, pot să dau click, nu pot să-l atac, e și el un jucător dacă nu... Bă, era tare rău. Cred că trebuie să ține... Nici măcar nu-mi dă damage, what? Aia vechi era mai tare. Hai trecem la treburile care contează, bă. Holy shit. Acum numai grinduiesc să fac level, dar așa zic curios cum stau erecte astea, că normal astea ar trebui să stea flasce în jos. Nu știu cum stau erecte măciucile astea. Nimba, bă, tu dai cu sabia, mă! Buenos dias, muchacho! Habla español. No. Bam. Și ce sexy arată Cabral, furiel. Mi-amintește de un coleg de apartament ce juca asta. Dacă deschidem așa tolba de jocuri vechi, ar trebui să băgăm cândva un club Penguin OG, căci că ar mai fi pe net undeva. Ok. Club Penguin-ul actual este un server privat, pentru că Club Penguin-ul OG s-a închis. Nu mai există. Și este un server privat care, allegedly, adminii au fost incluși în, fost implicați în cazuri de pedofilie și pornografie infantilă. Cine deține serverul mare privat de Club Penguin, care e acum. Am văzut la Mudahar pe YouTube. Și m-am mai uitat la niște chestii. Este și un detail Reddit postul cu dovezi și chestii. Deci dacă vreți intrați în rabbit hole-ul ăla, intrați pe răspunderea voastră, bă. Da. De obicei jocurile multiplayer pentru destinate, că acum, mă, totuși Club Penguin e un joc de copii mici. Nu știu, ceva nu e ok. Bă, băieți, bă, m-am uitat, nu știu dacă ați văzut documentarul ăla de pe HBO, mă, cu... Dar cred că pe HBO era cu Nickelodeon, mă. Man. Bă, ce dark era industria asta de... Chestii cu actori copii, mă, omule, mă. Ai de capul meu, mă. Băi, deci unii oameni sunt efectiv dezgustători, mă. Efectiv dezgustători. Băi, uite, când era... Auzi, eu mă refeream la administratorii serverului privat. Că ăla de la vremea aia cred că era ok.
Bă, acum nu o să vezi decât adulți pe Club Penguin, fiindcă-s numai zoomer. Ok, eu am înțeles, dar... totuși... oameni din administrație au făcut căcaturi. Ce-sta camera 1? Camera 2? Oh, pot să dau așa zoom out. Ia uitați. Camera 5. Mamă, 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 facem aici montaj în direct. Boom. Montaj în direct, pulă. Ce vei face, Cabral? Power attack. Filme indiene. Nici la Disney nu era mai departe față de Nickelodeon. Păi, bă, deci a fost o fază cu un... din documentar, cu un dialogue assistant care lucra la Nick și gen o abuzat ca, bă, dar rău, bă, hardcore, un child star din ăsta de avea show-ul lui la Nick, nu mai știu cum era. Cum îi zicea, doamne? Drake and Josh, parcă pe ăla, Drake. Și au făcut numai 16 luni de pușcărie, bă, și după aia au lucrat, ghiciți ce, l-au angajat Disney-ul să lucre la Zack și Cody. Nu despre Dan Schneider, era un angajat de-a lui. Da. L-a angajat Disney să facă, să lucre la Zack și Cody. Da. Bă, dezgustător. Mamă, ce l-am rupt, bă, pe satana perchele ăsta, mă, stai jos, mă, dracule. Da, bă, dar eu nu înțeleg, mă, eu nu înțeleg de ce nu pot să fii, ce e așa de greu să fii un om normal care nu atinge copii. Deci mie mi se pare incredibil, mă. Și e super ciudat, mă, nu știu. Dacă e să o luăm așa în zone mai dark, parcă Vice are miniserie numită Dark Side of Wrestling și se vorbesc despre diferite episoade infame din wrestling. Apoi e că ce-a făcut și Vince McMahon și... Doamne ferește, mă. E Hollywood, nu-s normal 99%. Aia nu-i o scuză. Deci aia n-ar trebui să scuze pe nimeni. Sau n-ar trebui să folosească pe post de scuză. Și eu nu înțeleg cum există, deci când îți apar și dovezi, mă, și treburi de genul care incriminează astfel de oameni, mă. Să existe totuși oameni care să-i susțină. Bă, cât de evil să fii, mă, deci... Hai de bine. Nu uite, mă... Eu mui la wrestling doar pentru bărbați dezbrăcați care să te tăvălesc. Știi ce wrestling mi se pare foarte entertaining, bă? Wrestling-ul din Japonia, mă. Deci wrestling-ul japonez, ăia-s foarte nebuni cu wrestling-ul. Bă, nu știu. Vreau să văd dacă pot să vă arăt niște chestii. Dar pentru niște live-uri viitoare, o să-mi caut și o să mi le bag în playlist-ul de reaction. Să ne uităm. Poate ne uităm chiar mâine, am putea să ne uităm la niște videouri. Nu sumo, mă, nu sumo! Efectiv wrestling, nu sumo. Băi, sumo-ul-i sumo. Wrestling-ul japonez, wrestling-ul-i wrestling.
Atâta numai că se ține wrestling-ul din Japonia și ăia chiar fac show ca lumea, deci ăia chiar sunt foarte tari. Vreau să văd dacă pot să găsesc pe YouTube să vă arăt să nu-mi iau strike ca de la WWE. Cum ne-am uitat odată la wrestling, la ceva video de ăsta scurt. Și ăștia ca Eric Seth, îți dă strike to USB, doamne, la un clip de la scurt de 3 minute. Ce prostie. Da, nu știu dacă e chiar New Japan Pro Wrestling sau ceva lici din astea altfel. No, l-am văzut pe Darth Vader, care e cam roz. Iară s-a dus focusul. Bă, dar eu nu mai fac XP, mă, din pula lăi ăștia, mă, nu mai fac XP. Zobster, de ce nu folosești exploit-ul la spell shop? Că și așa nu bagi tu cum... Nu bagi tu cu spell-uri și nu-ți iei delete la iteme. Bă, știi de ce? Cabral o să joace full măciucă în cap. Stai jos. Deci eu folosesc un Panasonic G7, e un mirrorless. Îl folosesc pe post de webcam și am un Elgato Cam Link 4K de îl folosesc să mi-l conecteze, mi-l conectez cu un cablu HDMI la PC. Și îl folosesc pe post de webcam și fac asta deja de vreo câțiva ani. Camera asta o am din 2016. Mi se tot defocalizează din cauza dacă stau în spate la microfon. Că, ca să vedeți, camera asta în 2016 avea facial recognition la focus și eu îl folosesc pe ăla, că e destul de bun. Dar dacă stau și mă mișc, e un pic nasol. Da, trepiedul ăsta să cadă, deci ieri chiar m-am speriat, ieri chiar am crezut că-mi pică, că o trebuit să-mi scot camera ca să o duc, ieri la filmări. Hai să vedem dacă putem să-l batem pe pulalău ăla. Ia. Mamă, am chestii spiked? Cu aia așa o să arăt ca Guts. Black Swordsman. Ia, spiked boots. Bye. Știți ce facem? Le cumpărăm și le și băgăm în inventar ca nu cumva să le vând din greșeală, ok? Bă, chiar o să arăt ca Guts, o să arăt ca Mațe, mă. Mamă, mamă. Eu sunt Mațe. Deci Greaves am luat, Boots am luat. Ok. De aici am terminat, nu mai avem ce să luăm. Și cred că nici când vine vorba de armuri, nu cred că mai sunt, nu cred că mai avem nu știu ce opțiuni. Avem Viking Helm sau Iron Cap, Unholy Leather Cap. Asta ne-ar fi bună. Asta oare ni bună de ceva, mă? Uite, minimum alignment require, -22, cred că am și mai mult. Astea de-s bune, mă, că ținând cont că că satana, dar nu, lasă că îmi pun Viking Helm, +21 armură, dă-l încoace. Viking, Ragnar Lodbrok. Mamă, ce mi-a plăcut Vikings-ul de pe History Channel, pulă, fai de pula mea ce mi-a plăcut căcatul ăla de show. Bă, da, sincer, dar chiar mă bucur că s-a terminat. Așa de frică mi-era că poate aveau de gând să-l mulgă la nesfârșit. Chiar mă bucur că s-a gătat, mă. Vikings-ul. Ia, hai să vingem astea. Sell, vingem și sombrero, ai fost de treabă. Să vezi ce damage de simțit dă proiectul Yeti Boss numărul 6. Abă, tu ești expert la jocul ăsta? Tu-l visezi noaptea, mă. Hai să ne batem iară cu piratul din Typhoon. În 60 FPS-uri filmez tot. Eu în 2016 am luat camera asta special din cauza că am văzut că se poate filma în 60 FPS cu ea.
special am luat-o pentru asta. Bă, dar cum ar trebui să-l bag pe ăsta, mă? Ce? Mamă, ce bulan am avut, nu pot să cred, mă, ce noroc am avut cu aia. Ai de capul meu, mă. Eu și acum îl visez. Mă, ce am dat, mă. La sequel n-o să mă uit. Că și așa, cu greu m-am uitat la ultimul sezon, credeți-mă. Că mi s-a părut că devenea din ce în ce mai absurd serialul. Din ce în ce mai absurd. Când i l-a arătat pe Oleg... pe Oleg, conducătorul Rusiei Chievene, că umbla cu balonul cu aer cald, am zis că... Bră... Nu s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a întâmplat așa ceva. La început chiar mă uitam la serial pentru că era destul de historically accurate, până au început să amestece foarte multe personaje acolo. Cred că nu m-a stricat să le includ în serial. Cum pula mea... Bă, nu a descoperit nimeni balonul cu aer cald în anul 900 după Hristos, mă. Nu se poate așa ceva. Bă, eu sincer sugerez să... Și eu zic la fel. Ci că a Yeti is not a pet. Ăsta-i bossul ăla. From the frozen Karkian Mountains to the north are home to the Yeti, a species of giant carnivorous hominids. Recently a group of Yeti Project, auzi? Hai să mergem să ne batem cu el. Ăsta-i Yeti-ul? Ăsta-i... Mă, omule! Bă, ce-i cu măciuca aia? Între 40 și 260 damage. Și că minimum level required 75. Păi și ăsta cum îl poartă, mă? ...500 armură. No, la ăsta trebuie să... Mamă, ce... Bă, ce diferență de mărime e, mă. Ai de capul meu. Cabral. Yeti-ul. Băi, mai mare măciuca asta decât Cabral în sine, pulă. Da, oameni buni, eu zic să încheiem pe astăzi, am văzut destule. Doamne ferește, bă, băule. Ia să dau save. Așa, uf. Mă duc să... Mă duc să-mi fac un sandwich, să mânc... prăjitura, cinstit, ca să avem o forță năzdrăvană pe astăzi la sală. Și... Mă, ai ghis că ne auzim mâine la 3. Din păcate, astăzi nu o să aveți video pe canalul mare. Am stat, am mai făcut niște clips din live-urile trecute și... O să fie niște clips pentru astăzi și pentru mâine. Poate zilele astea o să reușesc să filmez ceva. Deja avem niște clipuri programate care îs. Și ce să zic? Și că urât. Ce? Că nu pun astăzi video. Mare chestie. Lasă că aveți la ce să vă uitați. Probabil n-aveți. No, bine. În orice caz, eu vă doresc să aveți o după-amiază foarte productivă și bună în continuare. Și să ne auzim cu bine pe mâine, dragilor.
Când vreți să mai jucăm ăsta, Swords and Sandals? Eu m-aș mai juca așa. Cred că o să-l las, nu știu, poate pe când e plictisim sau chestii de genul. Să nu se supere Cabralocul din chat pe noi că, no, trebuie să trecem și de yeti-ul ăla. No. Hai. Toate bune, mersi mult că ați venit și astăzi, bă. Chiar mă bucură mult. Recomand de pus boss fight-ul la roată. Să-l bag la roată, mă. Aș putea, lasă că dacă cumva nu o să pot să trec de boss-ul ăsta, o să-l bag la roată oricum. Oricum o să trebuie, am băgat Unreal Tournament-ul 99 la roată, deci clar. No, bine, bă. Hai, o după amiază faină să aveți. Mersi încă o dată că ați venit, bă. Grijă de voi, sănătate, numai bine.